și neagră exact aceasta. Și acum se numește Receptarea poeziei. Mă așteptam, așa cum o cunoșteam pe profesoară, să am în față ce? Să am în față poate o carte de eseistică? Să am ca în față poate chiar o carte, m-a ferit receptarea, dar mă așteptam la poezie. Și să știți că era firească și dacă citiți cartea, opțiunea asta o să vedeți cât de naturală este. Însă, pentru că am colaborat cu doamna profesoară și când eram mai tânără și când am mers pe tărâmul receptării în calitate de, să-i spunem, activitate didactică, ce s-a întâmplat? Am în față o carte care este rodul tuturor întâmplărilor pe care le-am avut împreună. E o carte de eseistică, e o carte de, sună acru, dar pare să fie de didactica receptării, e o carte adresată cui, m-am întrebat câteva zile, e o carte pentru studenți, e o carte pentru ele, e o carte pentru doamna profesoară. Cred că este o carte pentru mulți, pentru că e o carte, în primul rând, autentică. E prima carte care își permite să aducă împreună discursul didactic, despre care știți că e destul de acru, despre care știți că e apanajul minților organizate și cât se poate de, în aceeași măsură, să spunem, așezate pe tărâmul pragmatismului. Doamna profesoară este foarte organizată în simțiri și pragmatică în poezie, așa că am aflat pentru prima oară o carte de receptare didactică în care suflul e permanent eseistic și, în aceeași măsură, permanent autentic. De ce am spus eu autentic? Pentru că, nu întâmplător, am fost, poate, seminarista domnului profesor Daniele la didactica limbii și literaturii române ani de zile și mereu m-am confruntat cu gândul și cu gândul de a face o didactică și să știți că mi-a trecut. Pentru cineva care receptează sau vrea să înțeleagă literatura, literatura e bine, dar poezia, poezia e crunt. Și totuși, am citit cărți de gramatică, am citit cărți de receptare critică în condițiile în care cele două conținuturi sunt terenul de manifestare al receptării didactice, a receptării didactice și totuși, așa ceva, n-am putut înțelege până când am citit această carte. Cum se poate ca, în aceeași măsură, să avem o viziune, de pildă, picturală a literaturii, un eseu, o asumare, până la un punct, pentru că Alexandri nu e în cel mai mare grad textul care să o reprezinte pe doamna profesoară și, imediat după, avem așa, aparent, serios și didacticist, sugestii didactice vizând receptarea și interpretarea unui pastel. Ne-am așteptat la ce? Eu când sunt și vorbesc despre didactică, am în minte un algoritm, am în minte o schemă, am în minte așa trebuie și totuși, și într-o parte și în cealaltă, n-am găsit niciun trebuie. Am găsit o asumare de la un capăt la celălalt, o mărturisire cinstită a ceea ce crede doamna despre poezie și aici e loc de tot ceea ce înseamnă erudiție, de tot ceea ce înseamnă asumare, de tot ceea ce înseamnă simțire și apoi, în cealaltă parte, un semn de mărturisire a ce se întâmplă cu toate acestea în clasă. Și am gândit că, uite, un loc în care didacticismul, să-i spunem, și rigoarea, și algoritmul, și încercare de așezare pe tărâmul știinților sociale, că didactica, abordarea pedagogică, e acolo, vine și ascunsă într-un discurs care nu e decât, și am zis ce, ar trebui să, spre sfârșit, să găsesc un cuvânt care ar trebui să definească cele două discursuri. Și m-am gândit, e ce? Toată lumea ne ostenește cu competențele. Ce? E aceasta o carte pentru a naște spaima competenței? Dar ce? E o carte pentru cunoștințe? Dacă o să o citiți, o să vedeți că e greu. E o carte pentru a crea abilități? E și pentru asta, poate, dar tot greu e și nu e direct.
Eu cred că, înainte de toate, e o carte pentru atitudine și căutam un cuvânt care să o reprezinte. Cred că este o carte pentru înflăcărare. Nu știu dacă înflăcărarea face parte din terminologia didactică, dar cred că în poezie asta e esențial. Nu cred că după această carte un elev își va asuma algoritmul dumnezeiesc al analizei unui text literar. Nu cred că după această carte un profesor o să spună livrez cele 444 de tehnici sigure de receptare didactică. Nu cred de asemenea că după această carte un habotnic învățăcel ce dă la un examen ar putea spune aceasta e rețeta unică, după ea procedem și ajungem la succes. Eu cred că această carte este felul în care se simte și își asumă literatura, un profesor, atât în profesiune, în componenta didactică, cât și în viață, îmi spune, pentru că doamna cred că face din poezie mai mult decât o profesiune și mai cred iarăși că această carte vine în sprijinul unei credințe pe care o am că literatura nu e o disciplină. Eu cred că literatura nu e o disciplină și n-ar trebui să fie o disciplină. Și asta nu e o didactică și n-ar trebui să fie o didactică. Literatura este o înflăcărare. Și dacă e înflăcărare, oricine ar trebui să simtă sau să-i se nască focul. Dacă nu simte, nu vede, nu comunică ceea ce înseamnă această, îi zicem noi acum, flacără, poate fi, o să-mi spună domnul profesor, sigur, așa că se uită la mine, în orice fel, de la emoție poetică până la catarsis, sigur, dar dacă literatura nu înseamnă flăcărare, e nimic. Un algoritm acru din didactică nu spune nimic. Un comentariu, din păcate, stimați colegi pe care le citesc și dumneavoastră, sigur, l-ați citit și asta se cere la examene. Din păcate, un comentariu, după cum știți, organizat, algoritmizat, cu toate datele necesare pentru a intra într-un barem, pentru literatură e nimic. Din toate acestea, cred că receptarea poeziei Victoriei Huiban nu este decât o definiție a ceea ce este inefabilul poeziei. Nu există receptare. Există înflăcărare. Și cred că doamna este tot ceea ce reprezintă cartea asta. Înflăcărarea de a ne simți poetici citind o astfel de carte despre receptarea poeziei. Vă mulțumesc! Literatura română din acest oraș, iată, numărul mare al elevilor vorbește de la sine, elevi actuali sau foști elevi, pentru că și ăsta e un semn foarte important pentru un profesor, faptul că oameni din generații anterioare, de poate 5, 10, 20 de ani și așa mai departe, sunt aici de față pentru a-i fi alături. Așa că e realmente o plăcere pentru mine și implicit, nu, ca să ajung inevitabil de ajung la un clișeu, și o oarecare responsabilitate, să-i zic așa. Eu voi porni de la titlu, dacă îmi permiteți, și voi spune că e un titlu trivalent, pentru că, într-adevăr, cum Petronela Savina a intuit foarte bine și a și arătat-o, cartea are și o componentă didactică, are și o componentă de teorie literară și, în același timp, o componentă de critică literară, să o spunem pe șleau. E un binare greu de definit, greu de cuantificat în ce măsură sau cum dialoghează cele trei dimensiuni ale cărții, dar cred că asta e mai puțin important. Da, cartea are un caracter, prin natura ei are un caracter heterogen. E un amestec de elemente din aceste domenii despre care tocmai am vorbit. Mie interesantă mi se pare însă prefața cărții, în care găsim, de fapt, un fel de justificare cât se poate de limpede a ceea ce și-a propus autoarea aici. Nu degeaba se cheamă Pledoarie pentru poezie. Asta este, în definitiv, cartea asta. Într-o lume în care poezia ocupă un loc tot mai marginal, dacă îl mai ocupă și pe acela,
îl mai ocupă acum. Nici nu trebuie să dramatizăm, nici nu trebuie să așa, dar se pare că avem nevoie în continuare de pledoarii pentru poezie. Ori, în definitiv, asta este cartea în care eu am... Cartea mi-a amintit de o carte a lui Șerban Arsinte de la Institutul Filipii de Giniaș, care a scris în 2011, dacă nu mă înșel în memoria, o carte numită Definițiile romanului. Ei, cartea asta eu aș parafraza-o și aș spune că este despre definițiile poeziei. Și cu permisiunea dumneavoastră, am extras așa din text câteva 10 definiții pe care le dă Victoria Cuiban poeziei. 10 moduri diferite de a vedea poezia. Sigur că e o utopie să crezi că mai poți lămuri ce e poezia. Și-au bătut capul filozofi, scriitori, teoreticieni de mii de ani încoace. Vorba lui Eminescu. Ce e poezia? Nu știu, dar eu vă spun ce am găsit în această carte. Expresia desăvârșită a artei. Nu mai spun și paginile ca să nu par foarte pedant, nu că n-aș fi. Acest drum pierdut către suflet. O a treia accepțiune ar fi strigăt pasional. Poezia ca strigăt pasional. 4. Conștiință tragică a imposibilului. 5. Opa. Frântură de curcubeu înflorind în zarea sufletului nostru. 6. Vibrație a trăirii. 7. Presimțire a unei frumuseți de dincolo de fire. 8. Poezia transcende limitele ființării. 9. Căutare a marilor adevăruri și taine. 10. Poezia hărăzește ființei noastre de absolut clipa sa de armonie și pură frumusețe. Iată deci cât e de complicată această problemă în definitiv, nu? Pentru că, vorba aceea, lucrurile simple sunt cel mai greu de definit, cel mai greu de explicat, știm asta din istoria filozofiei, spre exemplu. Aici mi se pare ușor hazardată încercarea de a explica, dar în același timp foarte necesară încercarea de a explica ce este poezia și mai ales, eu ar zice, ce mai înseamnă poezia într-o lume ca aceasta în care trăim noi astăzi. Dincolo de aceste accepțiuni sau definiții ale poeziei care pot fi extrase din text, pe mine m-a interesat în egală măsură demersul autoarei. Sigur, și ăsta e un clișeu, un cuvânt care nu prea îmi place, dar nu vine altul mai bun la îndemână acum. Pentru că textul este, într-adevăr, așa cum a arătat din nou colega mea Petronela Savin, un amestec de teorie și practică, un fel de demers didactico-critic, nu știu cum să-i spun, dar nu asta cred că e cu adevărat important, ci faptul că autoarea a selectat din istoria poeziei românești, e un fel de privire diacronică, prin reprezentanți. Deci criteriul axiologic funcționează, pentru că îi avem pe Alexandrie, Eminescu, Bacovi, Arghezi, Blaga, Barbu, Nichita Stănescu, 7, cei 7, magnifici era filmul ăla, parcă sau așa. În definitiv, selecția asta operată mie mi-a amintit pe de o parte de Levantul lui Cărtărescu, și știți foarte bine că acolo Mircea Cărtărescu parodiază pe cei mai importanți poeți din literatura română, și chiar aceiași, coincidență sau nu, și în egală măsură, faptul că s-a oprit asupra acestora 7 și nu alții, mă duce cu gândul și la o carte a lui Marin Mincu, cel care a scris o panoramă critică a poeziei românești, bine, aplicată pe secolul al XX-lea, în care sunt chiar cei 5, pentru că Alexandru și Eminescu sunt din celălalt F, dar Bacovia, Blaga, Arghezi, Barbu și Nichita Stănescu sunt considerați și de Marin Mincu, scriitori cu adevărat reprezentativ pentru poezia românească de secol 20. Acum, ca să nu lungesc prezentarea, pentru că știu ce înseamnă răbdarea dumneavoastră și nu vreau să abuzez de ea, am decupat două mostre din ceea ce înseamnă această carte. M-am oprit la două comentarii pe care le face Victoria Cuiban, două chestiuni care mi-au plăcut foarte mult, sau în care chiar mă regăsesc sau cu care rezonez. Unul dintre ele îl vizează pe Bacovia, spre care știm cu toții că s-a scris enorm și că e foarte greu să vii cu ceva nou. Mie mi-a plăcut în comentariul acesta despre Bacovia ideea referitoare la măștile lui Bacovia, referitoare la rolurile pe care spune autoarea că e un fel de distribuție de roluri în poezia bacoviană. O idee foarte interesantă câte vreme se discută de la Lovinescu încoace despre autenticitatea sau inautenticitatea trăirilor din poezia bacoviană și e și soluția către care merg și eu. Și nu numai eu, că și
Alții au arătat chestiunea, chiar în cărțile recente, mă gândesc la Constantin Călin, la Bogdan Treciu sau la oameni care, pronunțându-se în legătură cu poezia bacoviană, au par să încline balanța în favoarea acestei idei. Că, de fapt, aici avem de-a face cu niște roluri, cu niște ipostaze asumate de Bacovia, tocmai pentru a da glas acestor trăiri pe care vrea să le exprime în poezie. Iar al doilea exemplu la care m-am oprit este Ion Barbu, pe care autorul discută, sigur, pe urmele lui Marin Mincu și al lui Alexandru Ciorănescu, raportându-l la Don Quixote. De altfel, așa se și cheamă capitolul respectiv, un Don Quixote în căutarea poeziei pure. E, acum, aici eu aș fi un, adică m-aș despărți un pic de Victoria Cuiban, adică aș nuanța în ce sens. În sensul că, da, există, de fapt, Ion Barbu însuși a mărturisit-o, că în fiecare dintre noi viețuiesc incomodându-se un Don Quixote și un Sancho Panza, da, dar eu aș zice că preeminența este a lui Don Quixote totuși, pentru că, așa cum știm foarte bine în romanul lui Cervantes, și chiar m-am dus dimineața să recitesc ceva ca să zic, hai să fiu sigur pe ceea ce spun, și am recitit ultimul capitol, acolo în care, după cum vă amintiți, Don Quixote, după toate aventurile, se îmbolnăvește, vrea să-și facă testamentul, se mărturisește preotului, așa, și spune următoarea chestiune, că vrea să lase totuși posterității imaginea unui om sănătos, bun, o fi trecut el prin tot felul de aventuri nebunești, iar ăștia, prietenii lui, preotul, bacalaureatul Carrasco, ăștia, Sancho Panza, chelăreasa, nu cred, domnule, ăsta e nebun, că abia acum a nebunit. Nu, adică, vedeți cum se întâmplă? Nu mai ești crezut, tu care ești lucid, tu care ești cu picioarele pe pământ, ajungi victima propriei tale povești. Deci Don Quixote nu mai este crezut în momentul în care el revine cu picioarele pe pământ, zice, gata cu aventurile, am făcut ce am făcut, am urmărit idealuri, am luptat, am dres, și acum nu mai crede nimeni. Asta este drama lui. El nu mai este luat în serios. Ori, luciditatea lui Don Quixote seamănă izbitor cu luciditatea lui Ion Barbu. Ion Barbu este, după părerea mea, unul dintre cei mai lucizi poeți din literatura română. Și ăsta e motivul pentru care nu ermetismul filologic îl caracterizează. De altfel, el își spune într-o scrisoare că mă tem că nici Lovinescu nu mi-a înțeles poezia. Zice, eu nu sunt modernist. Zice, nu. Eu n-am mers pe urmele acestui ermetism filologic. Nu e un ermetism construit după Paul Valéry sau după alți autori. Nu. La el este vorba, așa cum a demonstrat într-o carte premiată recent de Academia Română, Teodor Codreanu, Ion Barbu și ermetismul canonic, este vorba de un ermetism asumat. Deci el reface traseul către lumea ideilor, își asumă acest tip de scriitură. Nu e vorba de un mimetism luat după nu știu ce autor sau autori din alte literaturi. Ăsta e motivul pentru care eu aș înclina mai degrabă spre Don Quixote și mai puțin spre Sancho Panza, pentru că luciditatea mi se pare trăsătura esențială în poezia lui Ion Barbu. Acum, ca să mă apropii de final, așa cum am promis, nu o să zăbovesc prea mult, de las cu domnul profesor Danilă, care cu siguranță o să ne spună foarte multe lucruri despre algoritm. Există în text un algoritm, dar dacă știm că domnul profesor e aici, zic, n-are rost să mă bag eu pe terenul unde e consacrat, da, adică, pe urmă, nu, vreau să pot să mai stau de vorbă cu dumnealui. Există aici, Victoria Cuiban ne propune un algoritm de receptare al textului liric. Eu zic că e un algoritm incomplet. Și voit incomplet. Voit incomplet. Voit? Nu știu, rămâne de văzut. O să văd ce o să ne spuneți dumneavoastră. Eu, în schimb, remarc o bibliografie foarte, foarte solidă în această carte, pentru că întotdeauna ochiul zboară de formație profesională, probabil, și către bibliografii, o bibliografie care te pune un pic așa pe gânduri și care confirmă ceea ce știam cu toții, că doamna Victoria Cuiban e unul dintre profesorii cu adevărat serioși din târgul ăsta, pentru că avem surse de la Seneca și Catulus până la, cine să zic, la Vasile Spiridon și Daniel Tristea Enache. E o bibliografie care acoperă și pe orizontală și pe verticală ceea ce înseamnă nu numai critica românească și critica europeană, dar nu intru în chestiuni dintre astea foarte, foarte tehnice. Vreau să închei în felul următor, spunând că într-o lume, cum să-i zic, nepoetică, antipoetică, nu știu cum să o caracterizez, lumea asta în care trăim noi astăzi, cum? Da. Așa? Victoria Cuiban are totuși curajul ăsta nebunesc.
dacă tot am vorbit de Don Quixote, Don Quixotesc, hai să zic chiar așa, de a scrie totuși sau de a lupta pentru poezie, de a face pledoarii, de a face propagandă, chiar dacă este un cuvânt demonetizat dintr-o altă epocă, da, e în definitiv, cartea asta este o pledoarie, totuși pledoarie sună mai bine, mai poetic decât propagandă, pentru poezie. E, pentru asta cred eu că merită această carte citită, în primul și în primul rând, pentru frumoasa pledoarie pentru poezie pe care o face Victoria Huiban. În definitiv, stau și mă uit la autoare pe care o am aici în fața ochilor, ea însăși am impresia că se confundă adesea, nu, că întruchipează imaginea frumoasă a poeziei. Felicitări! Aș fi vrut să mai ascult pe Petronela Savin, în păcat că a fost atât de scurt cuvântul lor. Mai spune-mă, da. Și pentru că eu voi spune altceva și nu știu dacă va fi chiar atât de comod pentru urechile dumneavoastră. Cartea este una polemică. Este o carte polemică. În primul rând, este o carte de zile mari. O recunosc din capul locului. O carte de zile mari. O carte care este a unui profesor adevărat, a unui doctor în filologie, a unui om care a citit, care și-a făcut un crez din viață, în viață, din a citi mult și cu folos. Zic că este o carte polemică pentru că este acolo, cred că la pagina 13, pe stânga, oricum nu am cartea la mine, e un calup, două aliniate sunt, destul de ample, în care Victoria Huiban combate, până la urmă, algoritmul receptării poeziei. De asta spuneam că algoritmul pe care îl așează ceva mai încolo, interesant este că nu îl așează pe cifre, ci pe bumbi, așa, pe niște bumbișori acolo, nu este complet, este chiar poetic, alcătuit. Ei bine, algoritmul acela este voit incomplet pentru că, de fapt, ar anula, ce spunea Dian Jicu, definiția poeziei, poezia în sine. Sunt acolo, de exemplu, primii pași, poate știți primul lucru pe care trebuie să-l facă un elev atunci când discută un text poetic, în cazul de față, este să încadreze poezia în volum, volumul în creația autorului, autorul în, eventual în doctrina literară a epocii și așa mai departe. Și undeva, mărturisesc că, cum să zic, așa sunt apărătorul până la moarte al unui segment din limba română tare blestemat, fonetica, am căutat, n-am găsit dialog. Doar undeva figuri sonore. Și este. Deci este și politica. Ascuns acolo la figuri sonore. Știm ce sunt acelea și să citim mai ales din colecția aceea de la editura Univers, cărțile lui Marcet, de exemplu, despre Trop și altele. De asta aș vrea, mă bucur foarte mult că sunt elevi de față, cred că întâlnirea de astăzi ar trebui reluată cu profesorii de limba și literatura română, dat fiind caracterul polemic al cărții, pentru că ne gândim la următorul lucru. Bine, poezie este un lux, este categoric, este clar. Nu oricine scrie poezie. Vechea întrebare la ce bun poeții încă ne dă fior. Deci este un lux. Dacă este un lux, este apanajul ființelor mai mult decât alese, dacă aș putea spune așa. Ei, eu elev, deci mă ipostaziez ca elev, ca receptor de text poetic. Ce mă fac? Cum mă descurc eu în fața acelui text? De unde îl apuc? Ce zic despre el? M-am înspăimântat când am citit în ziarul Deșteptarea în vara aceasta declarația unui elev care tocmai a ieșit din sala de examen la bacalaureat și a zis: bine că nu mi-a căzut poezie, că nu știam nimic. Și era un elev, nu din josul clasamentului, era un bine că nu mi-a căzut poezie. Și atunci, oameni buni, stimați colegi, ce putem face să întregim acest algoritm, să-l facem? E un compromis, recunosc că este un compromis, nu avem ce face, dar trebuie să găsim
calea prin care să-l instrumentăm pe elev și să știe, să nu se înspăimânte, să nu se sperie, să nu alunge, să nu arunce poezia. Și de aceea însemnările mele de aici vor fi publicate mâine în ziarul Deșteptarea. Lumea este că sunt la rubrica mea Limba, ce vorbim și o scriem, deci o rubrică de limba română. Am așezat-o acolo pentru că pledez pentru ideea de poezie ca act de limbaj. Dincolo de orice, o poezie este un act de limbaj. Și atunci... Paul Valéry, sigur. Ei, dacă este așa, dacă este act de limbaj, înseamnă că eu trebuie să-i întrevăd nu numai o receptare, ci și un receptacul. Așadar, îl spuneam studenților mei, un cornet de înghețată. Așa, un cornet de înghețată cu baza fonetica, cel mai strâmt teritoriu, cele 7 vocale și nu știu câte consoane, apoi lexicul, morfologia, sintaxa, stilistica și compoziția. Deci se întregește, este o logică impecabilă a acestui receptacul, zic eu așa, cu termen din botanică. Și atunci, elevul, dacă are o asemenea imagine, știe de unde să prindă, știe, are un instrument de a decodifica textul. Vă rog să nu mă înțelegeți greșit, cartea Victorii Huban este excepțională. Este excepțională, este unui profesor de nota 20, dați-mi voie să zic așa. Tot predau acum la studenții străini și nu știu ce țări, în Italia, nu știu unde sunt notele până la 20. Bun. Este cartea ideală. Este pentru cititorul ideal. Este pentru 5% dintre elevii care sunt în școlile noastre. 10% poftim. O văd aici pe fosta noastră studentă și fosta elevă a Victoriei Huban, o foarte bună profesoară de limba română și foarte bună studentă a noastră, crescută, acum engleză, prădătoare. Și o diviniza pe Victoria Huban pentru câte a învățat în liceul pedagogic. Asta vreau să vă rog să acceptați ideea că algoritmul este, culmea este că îl și folosește, termenul algoritm îl folosește în carte. Da, mă întorc totuși la procentul acesta. Deci 10% este foarte puțin. Dar aceasta este, poezia, repet, este un lux. E destinată nu oricui. Nici cel care are în față poezia și este determinat să demonstreze că a înțeles-o, nu este nici el din categoria largă a cititorilor, sunt foarte puțini. Și atunci, ce putem găsi noi? De asta spuneam, să mă întorc la acest receptacul și mă întorc la ceea ce înseamnă limba română, și mă întorc la ceea ce înseamnă limba română în liceile pedagogice, pentru că de câțiva ani, cred că sunt aproape 10 ani, de când se produce o crimă în școala românească, în liceile pedagogice nu se predă gramatică, limba română, deci nu se predă, la sfârșitul liceului pedagogic tinerii ies cu diplomă de învățător, educatoare, habar n-au ei, nu predau mai 3 la grădiniță. Nu predau Mircea Eliade, predau fonetică, vocabular, morfologie, sintaxă, cât trebuie, dar în primul rând fonetică, să spunem. Este o crimă să nu se... Și atunci o rog pe doamna profesoară și o rog pe profesorii de română din licee, din cele 4 ore săptămânal, una să o acorde limbii române, chiar dacă nu este profil pedagogic. Pentru că cu un instrumentar minim de unități de lingvistice de la fiecare nivel, de la fiecare strat, se poate intra în cetatea aparent inexpugnabilă a textului literar. Ca școlile să aibă aviz ortografic. Da. Săptămâna trecută am scris tot la rubrica mea din așa, chiar a prins foarte bine titlul, oricum, au școlile din România aviz ortografic, pentru că în anul 2011, nu știu dacă ați citit, ești pe internet textul, și mâine va fi acesta pe internet, pentru că în 2011 tocmai a fost adoptată legea Educației Naționale și Ministerul a avut o idee excepțională.
a trimis în teritoriu o foaie de parcurs, obligând profesorii de limba și literatura română să aloce două momente distincte în economia unei lecții. Lectura și momentul ortografic. Cât a ținut minunea? Două luni. De septembrie, octombrie, noiembrie. În decembrie deja s-a pierdut, iar bătaia era până în 2020. Acum, întrebați un profesor de română dacă mai știe de chestia asta, că mai trebuie să fie. Și până în 2020 valabil. Iată cum o bună intenție nu are și finalitatea scontată. Încerc să cred că am zis. Dar mă întorc la băiatul acesta din vara, cum vă spuneam, bine că mi-a dat poezie și rămân la ideea că încă suntem datori, noi profesorii de limba și literatura română, față de ele. De aceea, întâlnirea de azi ar trebui să se prelungească cu profesorii de limba și literatura română. Vă mulțumesc! Nu știu dacă mai sunt în stare să spun ceva după cursa cu obstacole care am avut-o de la 11 până aici. Mai ales să fii scaunul copilotului și să vezi nu știu câte zeci de căruțe și de articele. Dar oricum, poezia ta nu era destul de frumoasă, așa că ne întoarcem la recitare aici și nu pot să spun decât că m-a bucurat colaborarea cu autoarea. Care nu e la prima carte la editură. Și chiar dacă pe traseul de la manuscris la tipar au fost și aici destul de piedici, până la urmă zicem că am reușit să atingem un țel comun, adică obiectul în sine sper că arată bine și tipografic, nu numai din punct de vedere al conținutului. Sigur că și eu notasem câteva rânduri, am scris vreo două pagini despre carte, dar n-are rost să le mai reiau acum, pentru că multe din idei sunt deja formulate și le-ați auzit. Ce aș vrea să vă spun, așa ca opinie personală, e că acest volum este nu numai o pledoarie pentru poezie, ci este în același timp și o mare dragoste a autoarei pentru poezie. Și în tot ce a scris o face cu sufletul și pătrunde foarte interesant în sufletul autorului, în sufletul textului și în felul acesta ne face ca la final să ne reîndrăgostim de poezie dacă am uitat-o sau să încercăm măcar să ne apropiem de ea. Este, după mine, o reușită a editurii și sper să revină autoarea și cu alte texte la fel de interesante. O felicit și... Decât mie rolul de a încheia discuțiile, am emoții, am spus de la început că voi avea emoții, dar mi-a ajutat oarecum domnul profesor Ioan Denil pledoaria pentru poezie sau ideea de la care voiam să plec. De ce am scris această carte? Sau pentru cine am scris această carte? Pentru elevii mei. În primul rând și înainte de toate, am fost întotdeauna profesoară. Și eu iubesc pe ei și ei mă iubesc pe mine, dar problema cea mai mare este poezia. Să nu ne dea la bac poezia. Acesta este refrenul din totdeauna al elevilor mei. Bine, sunt și excepții, fostele mele eleve care sunt acum profesoare de limba română și de care sunt foarte mândră. Am aici și studente la filologie, de asemenea, și ele fac parte din sufletul meu și vor face întotdeauna. Pentru asta am scris. Pentru elevii mei, în primul rând, se apropie de poezie. Și pentru că n-am înțeles niciodată de ce ei preferă proza. Pentru că așa cum spunea Valerii, despre care s-a discutat aici, dacă proza poate fi comparată cu mersul, poezia
nu poate fi comparată decât cu dansul. Și eu dansez pasional ca și cum aș citi poezie. Pentru mine și dansul este o formă de a trăi intens și exuberant. Așadar, n-am înțeles niciodată de ce se tem de poezie. Și nu atât când citim poezia. Nu în momentul acesta este neapărat special, deși elevii mei știu că îi întreb, cum trebuie să ascultăm poezia? Cu sufletul. Și trebuie să fie liniște perfectă și atunci îmi joc rolul de actor. Pentru că întotdeauna profesorul de limba română este, înainte de toate am spus, actor. Mi-am dorit să fiu artistă, rămâne o vocație neîmplinită, dar neîmplinită aparent. Pentru că în fiecare clipă, când suntem în fața elevilor noștri, jucăm un rol sau mai multe roluri, mai multe măști. Și numai așa putem să-i apropiem de literatură, de sufletul nostru. Și noi nu predăm o disciplină. Da, încep să tremur acum, să vedem ce se întâmplă mai târziu. Noi predăm o artă și nu predăm. Noi încercăm să dezvăluim sufletul acestei arte. Nu se poate altfel decât prin poezie. Și nu este numai momentul special când citim poezia, ci când o descifrăm. Când căutăm și găsim în poezie atâtea lucruri extraordinare despre suflet, despre trăire, despre sentimente, despre viață, despre moarte, despre tot ceea ce există. Și atunci sufletele noastre, pentru o clipă, intră în consonanță, nu numai cu poezia, ci, dacă tăcerea este absolută, cum le spun eu câteodată, putem să auzim chiar și muzica sufletelor. Și m-au impresionat foarte mult cei care au vorbit, pentru că au făcut un fel de apologie a cărții mele. Mie mi se părea că este un amestec destul de periculos, cartea, pentru că poate foarte ușor să exclude fie dintr-o cauză, fie din alta, dar dacă a fost scrisă cu pasiune, și cred că nici nu se poate scrie altfel despre poezie decât cu pasiune, și cu dragoste pentru elevii mei, atunci trebuie să fie o reușită. Și singura garanție pe care o am, prima garanție, de fapt, pe care o am, este ceea ce am ascultat astăzi, copleșită de emoție și mai ales de atâtea laude. Poate că au fost un pic exagerate, ținând cont că cineva mă iubește sau mă prețuiește mai mult decât e cazul. Așteptam și niște laturi critice ale discursului, mai ales de la domnul profesor Ioan Dănilă, care a constatat că l-am predat puțin pe latura fonetică, deși am încercat totuși. Așa, și copiii știu că n-am făcut plumb, am discutat noi cu sonorități, tot îmi explică și își amintesc foarte bine, deci nu v-am predat cu dimensiunea aceasta fonetică și am spus că totuși cel mai bine ar vorbi despre poezie, poezia însăși. Și eu am pregătit 3 texte, sper să nu mă încurc, să joc acum rolul, să le recit în fața dumneavoastră, ca un fel de final pentru acest moment special. O să încep cu Eminescu, Odel metru antic. Dacă mă încurc, cineva mă va ajuta, că sunt aici experți în literatură și oricum voi fi iertată, pentru că sunt iubită. Nu credeam să învăț a muri vreodată. Purul tânăr, împășurat în manta, ochii mei înălțam visători la steaua singurătății. Când odată tu răsăriși în cale, suferință tu, dureros de dulce, până în fund băui voluptatea morții neîndurătoare, jalnic arde viu, chinuit ca Nesus, urca Hercul, înveninat de haine. Focul meu al stinge nu pot cu toate apele mării, de-al meu propriu vis mistuit mă vaiet, de-al meu propriu rug mă topesc în flăcări, pot să mai renviu luminos din el ca pasărea Phoenix. Piară-mi ochii tulburători din cale-mi, vino iar în sân de păsare tristă, ca să pot muri liniștit pe mine, mie, redă-mă. Acum gândeam la poezia a doua, pe care o pregătisem din Rainer Maria Rilke, un poet preferat și
chiar voiam să fac un studiu comparativ Rilke-Blaga la expresionismul, că tot vorbim noi acum despre expresionism. Poezia se numește Tânguire. Sper să nu mai tremure genunchii, să nu oricum se vede că e cu slamărină. O, ce departe-s toate și trecute de mult. Eu cred că steaua de la care primesc lumina în singurătate de mii de ani a dispărut. În luntrea care a trecut mi s-a părut că se rostea o taină înspăimântătoare. În casă, un ceasornic a bătut. În care casă oare? Aș vrea să ies din inima mea, să stau sub cerul liniștit și mare și să mă rog, aș vrea. Și poate una dintre stele există cu adevărat și aș vrea să știu aceea dintre ele care singură a durat și asemenea unui alb oraș îndepărtat în cerul stă la marginea rasei. Poezie este din Nicolae Lavin și un fragment din Primele iubiri. Este mai veselă, ca să terminăm cu ceva într-adevăr mai luminos pe măsura frumuseții poeziei. Aveam atâtea idei să spun în discursul acesta despre poezie, despre artă, despre elevi și despre rolul meu, încât mi se pare că sigur am uitat ceva, dar cred că niciodată nu putem spune totul. Altfel, cum spune Voltaire, le secret de ramien și de tudir, trebuie să ne ferim de asta. Așa, deci începem cu Primele iubiri. Azi, iată, am văzut un curcubeu deasupra lumii sufletului meu. Vin cerbii mei în goană să se adune și către el privirile țintesc un codru nesfârșit de coarne brune în care mii de stele strălucesc. Sosind din dunga zării de argint, vin păsările mari de sărbătoare și închipuiesc pe cerul fâlfâind un ocean de aripi mișcătoare. Întreaga lume a sufletului vie, palpită într-o frenetică veție. Azi sunt îndrăgostit. E un curcubeu deasupra lumii sufletului meu. Izvoarele s-au luminat și sună, oglinzile ritmându-și le-n dans și brazii mei voiesc fără furtună într-un amețitor, sonor, balans. În vii vibrează struguri străvezii, cristalurile cântecelor grele și stropi scăpărători de melodii, caroa nasc în ierburile mele. Eu curg întreg în acest cântec sfânt. Eu nu mai sunt. E un cântec tot ce sunt. Acum cine dorește dedicație, vă invit la partea a doua a acestui program, acestei serii minunate. Vă mulțumesc mult pentru că ați venit. Și mulțumesc postelor eleve, colegelor. Ultima, poate să fie ultima. Mulțumesc. Poate dacă mai dorește cineva să spună ceva despre carte, despre autoare. Domnul profesor Cristofca. Încântat și recunoscător în același timp pentru faptul că am fost invitat aici de fosta mea colegă, doamna Victorița Cuiban. Nu o să spun despre prestația didactică a domniei sale, nu trebuie să mai spun, o cunoașteți foarte bine, este o profesoară de excepție și personal eram îndatorat pentru faptul că cu un an și ceva în urmă, tot aici, în acest spațiu,
am rugat-o să vorbească despre niște cărți pe care le-am lansat atunci și a acceptat, am fost onorat și îi sunt încă o dată recunoscător și îi mulțumesc și pe această cale. Referitor însă la receptarea poeziei la cartea aceasta, acum am răsfoit-o puțin. Am aflat din presă, de fapt, astăzi că este doamna Huibam, se află la a treia carte, la a treia apariție editorială. Nu o cunoșteam pe a doua, cea despre literatura universală. Dovadă că este un profesor complet, se ocupă nu numai cu aplicație și cu dăruire, nu doar de literatura română, ci și de literatura universală. Doctor în litere, în filologie, cu acea lucrare despre erotismul feminin sau cam așa ceva, despre personajele feminine. Și este un critic de întâmpinare, să spunem așa, fiindcă scrie despre cărțile, despre noutățile editoriale, revista Ateneu mai ales, a scris și despre două dintre cărțile mele. Un temut critic de întâmpinare, adică foarte exigentă și cu ea însăși, dar și cu autorii pe care îi recenzează. Despre carte s-ar putea spune multe, este într-adevăr o carte complexă, o carte aflată la confiniile, am spune, ale didacticii, ale metodicii, predării literaturii, cu istoria literară propriu-zisă. Vorbește și despre o serie de curente literare și despre scriitori, dar și despre, analizează capodoperele literaturii române. În privința algoritmului am rămas plăcut surprins că mă regăsesc aici, într-un text pe care cu ani în urmă, în 1984, în Ateneu, publicam un studiu mai amplu despre comentariul literar, definiții, obiective, funcționalitate, metodologie, și în final și un algoritm al comentariului literar care se regăsește aici aproape identic. Domnul Danilă însă are dreptate și dumnealui n-a spus că ei la universitate, am impresia, folosesc o altă metodă, metoda clepsidei, dacă nu mă înșel, o analiză completă a textului literar, pornind de la realitate obiectivă, cum de fapt spune aici, poate cu alte cuvinte și doamna profesoară Huibam despre încadrarea acestui text, a textului respectiv în realitate, în contextul social-istoric, despre gen și specie literară, explicarea titlului, etc. Și apoi se trece, eu sunt, de asta am și ținut, poate să și vorbesc aici, fiindcă sunt mulți colegi profesori de literatură și poate este și un schimb de experiență. Eu am părerea aceasta că nu este de ajuns să citim o poezie, într-adevăr, aparent ne place și o dăm metru antic, nu? Prin sonoritatea ei, prin eufonie, sigur că da, ne încântă, dar ea trebuie înțeleasă, trebuie disecată, adică cu bisturiul esteticii literare să o luăm și bucată cu bucată să o disecăm, să o analizăm, cum spunea și domnul Danilă. Dumnealui regreta faptul că nu se insistă asupra planului fonetic. Într-adevăr, am publicat, de exemplu, în revista Ateneu, poate și datorită bunăvoinței domnului profesor Jicu, care am înțeles că dumnealui coordonează aceste secvențe. Am analizat poezia liceu în două numere consecutive, câte două pagini în fiecare, dar am trimis acolo pe e-mail încă o secvență care n-a apărut deocamdată în Ateneu, nu știu dacă mai apare, despre planul formal, despre realitatea artistică și este surprinzător, într-adevăr, am avut surpriza să constat, o poezie atât de mică ca volum, cum este liceu din trei strofe scurte, cât de interesantă este sub aspectul acesta formal și mai ales fonetic, așa cum spunea domnul Danilă, fiindcă în analiza aceasta pe care o facem în disecarea ei, ne ocupăm, sigur că da, în planul formal și de planul fonetic, cum spunea dumnealui, apoi de planul lexical semantic, de planul morfologic, sintactic, stilistic, ele sunt toate enumerate aici și de doamna profesoară Huibam și asta m-a încântat, dar sigur, puțin insistat aici asupra planului stilistic și deloc, cum spunea și domnul, asupra planului fonetic.
Repet, sunt pentru o disecare, pentru o analiză și pentru o cunoaștere a poeziei. De exemplu, Odă în metru antic este analizată inadecvată în multe cărți de comentarii literare. Eu am o altă viziune asupra acestei poezii și sper să public odată și comentariul ei, ca și despre poezia glosă, ca și despre plumb. Deci o altă interpretare dintr-un alt punct de vedere. Îmi pare rău că spațiul, timpul nu ne permite în seara asta, dar astă vară la o lansare de, a unui volum de poezii de dragoste, unde am fost invitat să vorbesc, când, într-o introducere pe care am făcut-o, domnul Daniel era, Nicolescu era de față și știe, am vorbit despre poezia aceea și o introducere la felul cum ar trebui ea interpretată din punct de vedere al crizei erotice. Da? Este o altă problemă, nu insist asupra ei și așa s-a spus prea mult, s-a vorbit în proză despre o carte despre poezie, cartea se cheamă Receptarea poeziei și de aceea astăzi când am fost invitat am scris și niște versuri despre această acțiune, despre spectacolul cărții, despre doamna profesoară și cartea domniei sale, nu? Fiind vorba de receptarea poeziei, să receptăm și un astfel de text în versuri. I-am dat titlul acum Spectacolul cărții. Pentru o mai justă poezie receptare și pentru a ei estetică percepție, vechiul liceu Ștefan cel Mare, după îndelungă chipzuită cugetare, plasată azi în postul de recepție al liricii universale actuale, din prăfuite și greoaie manuale, o receptantă de excepție, pe fosta mea colegă Victorița, în erotisme feminine doctoriță, critic temut de întâmpinare, printre autori ea taie în carne vie, cum șa de bine unei doctorese, nici indulgentă și nici milă n-are de cei lipsiți de har în poezie, fie poeți sau preferabil poetese. De aceea noi, omagiul Victoriei Huiban, aducem prin celebrul distih arghezian, ce în panteonul liricii române, de-al alta erdeier, de azi pe mâne, cu litere de aur fi v-am scris, carte frumoasă, cinste cui te-a scris. Iar în final, parafrazând acea urare ce Alexandrii făcut lui Eminescu, referitor la ampla receptare, voi încheia astfel firesc cu condescendenta mea felicitare. Există o receptantă mai bravă decât mine? Cu atât mai bine școlii și ei, cu atât mai bine. Apuce înainte să ajungă cât mai sus, la apogeul falnic se închină al meu apus, căci cu așa spectacol pe mine m-a răpus. Da, eu personal nu sunt de acord cu algoritmizarea poeziei, cu algoritmizarea strictă. Pentru că dacă vom face această algoritmizare strictă, din care încercăm să nu ieșim, am frânt aripile poeziei. Poezia este un flux care curge, care ne scapă. Ea se receptează cu simțirea, nu neapărat cu algoritmul. Este un flux care curge. Dacă ne vom ține sus ficheze de acest algoritm, înseamnă că poezia devine disciplină. Iar disciplina este la disciplina de partid, disciplina în guvern, disciplina de școală. Deci devine disciplină și frângem fluxul emoțional al elevilor. Deci, sigur, e nevoie să ordonăm cumva predarea, ca să înțeleagă elevul, să poată pătrunde în structura de adâncime a textului. Dar eu mă întreb ce algoritm folosim pentru poezia postmodernă. M-ar fi interesat aici în carte să existe un algoritm sau cum putem preda poezia postmodernă. Vă mulțumesc! Ai fost cu minte, ești extraordinar. Hai să-ți iei 5% de ele. Da, îi zice Duri, nenea Daniel Nicolescu. Am avut parte de restul de hrană spirituală, din diferite puncte de vedere, didactic, algoritmic, științific, înflăcărat, și acum autoarea vă pofnește la o altfel de hrană. Algoritmul? Hai, vină-mi la ceva.